Salutare doamnelor și domnilor, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu. Cum ar fi să faci sport și să câștigi bani? Cum ar fi să faci mișcare și să câștigi bani? Cum ar fi să-ți întreții corpul și să câștigi bani? Chestia asta și-o propune să o facă cei de la Emoria Finance, un proiect pe care l-am avut aici pe canal acum ceva timp, cred că mai bine de un an, dacă nu mă înșel, care, culmea, fiind proiect românesc, au supraviețuit unui bear market teribil. Nu numai că au supraviețuit, dar s-au și listat pe vreo 4 exchange-uri, sunt pe CoinMarketCap, au activitate zilnică, au o echipă, lucrează la parteneriate, iar asta este o chestie care pe mine mă mulțumește să văd oamenii care nu renunță, oamenii care încearcă și luptă. Nu numai că fac treaba asta, dar fac și parteneriate, adică nu stau pe loc. Acesta este site-ul oficial al celor de la Emoria, Emoria Finance. Numele este emoria.com, valoarea redefinită to infinity and beyond, mai presus de infinit, da? Iar aici au un clipuleț în care îi explică care este conceptul lor. Activitatea ta devine sursa ta de încasări. Practic, e un concept de move to earn. Au început o campanie cu premii totale de 100.000 de dolari. Această campanie este în desfășurare în clipa de față. Da? Emoria Sports. Ei au gândit un concept în care vor să implice foarte mult comunitățile din zona de fotbal, da. Aici vorbesc despre transaction fee breakdown, cum funcționează fee-urile, distribuția inițială a monedelor, valorile din pre-sale, roadmap-ul, da, pe care l-au început în 2023 și se va încheia din ce văd în 2024 și au propus să facă niște lucruri, au făcut redesign-ul la site, vor lansa aplicația, din ce am înțeles, undeva pe 15 mai, aplicația de mobile, în care vei avea toate datele necesare, da? Integrarea cu portofelul, monitorizarea activității, date despre sportul pe care îl faci, da? Și tool-uri profesionale. Echipa este destul de vastă, văd aici foarte mulți oameni români, asta mă bucură, nu doar români, văd și pe domnul Costas, domnul Hamza, domnul Vijit. Deci este o echipă multinațională, dar în linii mari este formată din români. De asemenea, văd și oameni din industria sportivă, da? Dan Alexa, Gabriel Tamaș, Eric de Oliveira, Daniel Natea, Constantin Budescu, Cosmin Nedelea, de la patinaj, fotbal, volei, alergări, judo, lupte, da? Și fotbal. Deci o comunitate cuprinsă din oameni care și-au făcut deja un nume în domeniul lor de activitate, da? Iar aici vedem parteneri. Am văzut și logo-ul celor de la Dinamo, Colțea Brașov, sunt destul de micuțe să-mi dau seama, dar e clar, Viitorul Constanța, voluntari, deci clar oamenii au dezvoltat parteneriate. Hai să vedem un pic și pe partea de monedă, pe partea de CoinMarketCap, cum stau lucrurile pentru ei. Mă aflu pe CoinMarketCap, unde puteți vedea datele acestui proiect și vedem așa că avem un market cap de 1 milion, avem volumul de 745.000, sunt total supply 700 de milioane de monede, în clipa de față văd că sunt în circulație 65.776.749, este un raport făcut de cei de la Emoria, da? Aici găsiți și linkurile oficiale către white paper pentru cei care vreți să vedeți ce face acest proiect românesc, pentru că na, core-ul, chiar dacă sunt câțiva oameni acolo care lucrează, mi se pare că este un proiect eminamente cu ADN din România.
aveți Twitter-ul, aveți Facebook-ul, aveți Discord-ul, aveți Telegram-ul, da? Iar pe partea de evoluție, de market, avem așa Mex-ul, unde e 66% din volum, și Bitmart-ul, unde este 31% din volum. Proiectul are un istoric pe CoinMarketCap din 12-11-2023, da? Deci este ceva recent. Acum rămâne de văzut cam care o să fie evoluția în acest bull market pentru Emoria Finance. Clar, în România sunt foarte mulți oameni care fac sport și o fac zilnic. Sunt foarte mulți sportivi de performanță și cred că este interesant să fii răsplătit atunci când faci mișcare. Adică e un concept interesant. Practic, odată cu lansarea publică a aplicației Emoria App, Mobile App, vei putea monitoriza cam tot ce faci, vei putea vedea câte monede câștigi, vei putea vedea câte calorii arzi, vei putea avea, nu știu, în primul rând o recompensă pentru ceea ce în mod normal îți aducea doar mulțumire de sine. Iar lucrul ăsta, din punct de vedere social, mi se pare un fenomen foarte interesant, pentru că poate motiva foarte mulți oameni care, deși consumă foarte multă energie, da, ei nu primesc nimic decât mulțumirea de sine că au făcut sport în acea zi. Plus că genul acesta de aplicație, la un moment dat, în clipa în care scalează, da, poate diversifica în foarte multe ramuri. Adică poți face parteneriate cu companii de echipament sportiv, poți marketa școli de sportive, da, pentru copii, poți marketa mini-cluburi de fotbal, poți face o grămadă de lucruri, da, prin care poți câștiga valoare. Adică cred că sportul este o industrie cunoscută, unde foarte mulți oameni practică lucrurile astea. Iar prin ambasadorii pe care acest proiect îl are, da, cel puțin la nivel de România, mie mi se pare că pot face lucruri foarte bune, mai ales pentru cei tineri, pentru cei la început de drum. Dar vine și cu chestia asta interesantă pentru cei care sunt în industria cripto, da? Atrage un segment destul de mare în România, din ce am înțeles din date publice. Sunt peste 2 milioane de români care au investit cel puțin o dată în cripto. De asemenea, odată cu lansarea, cei de la Emoria au început și partea de burn, adică de ardere de monedă. 3% din fiecare fee, din fiecare tranzacție va fi distrus și au propus să facă lucrul ăsta până vor rămâne în circulație doar 1 milion de monede. În partea de jos a platformei lor, a site-ului Emoria, puteți găsi link-urile către exchange-urile unde sunt prezenți, puteți găsi link-urile către echipă, token sale, roadmap, puteți găsi date despre companie, puteți găsi white paper-ul, puteți găsi Facebook, Twitter și Discord-ul, dar deci link-urile lor oficiale, pentru că e bine să fiți foarte precauți atunci când faceți due diligence research despre un proiect, să vă asigurați că folosiți link-urile oficiale, pentru că în ziua de astăzi sunt foarte multe clone. Le doresc mult succes